Bine v-am găsit! Împreună cu Andrei și Maria, doi elevi din clasa a treia, vă invit să aflăm răspunsul la întrebarea cum organizăm un eveniment. Un eveniment este un fapt de mare însemnătate, o întâmplare importantă, așadar, fie că vorbim despre un eveniment desfășurat la școală, o sărbare, un spectacol, o expoziție, o activitate deosebită, fie că vorbim de unul personal al familiei, o aniversare, spre exemplu, succesul său depinde în mare măsură de modul în care l-am organizat. Bineînțeles că, fiind atât de variate, evenimentele au propriile lor elemente ce țin de organizare. Cu toate acestea, sunt aspecte comune pe care le putem avea în vedere atunci când ne propunem să organizăm un eveniment. Andrei și Maria au reușit să organizeze un frumos eveniment cu ocazia Zilei Internaționale a Cititului împreună. Ei ne vor dezvălui cum au reușit acest lucru. Ca să înțelegem mai bine despre ce eveniment este vorba, vă voi spune că, în fiecare an, de obicei în luna februarie, în peste 170 de țări, adulții și copiii celebrează lectura, citind împreună cu voce tare, amintindu-le astfel tuturor de puterea și frumusețea cuvintelor împletite în povești și poezii. Fiind pasionați de lectură, elevii clasei a treia au așteptat cu nerăbdare acest eveniment, de organizarea căruia s-a ocupat o echipă coordonată de Andrei și Maria. Cum au procedat? Mai întâi au conceput un plan de acțiune, de fapt o listă de întrebări ale căror răspunsuri le-au indicat calea de urmat. Prima întrebare a fost: cine va participa la acest eveniment? Vor participa elevii clasei a treia, doamna învățătoare și doamna bibliotecară. Au urmat cele două întrebări referitoare la data și locul de desfășurare a evenimentului. Când și unde? Au stabilit că activitatea de lectură va avea loc în data de 1 februarie la biblioteca școlii. La fel de important este ceea ce se va întâmpla în cadrul acestei activități. În ce constă practic? În echipă au decis că adulții și elevii participanți vor citi pe rând cu voce tare câte un fragment dintr-o carte recomandată de doamna bibliotecară, după care elevii vor completa în jurnalele de lectură idei, impresii, păreri legate de carte, dar și de întreaga activitate. Bineînțeles că niciun eveniment nu se poate desfășura fără a avea la îndemână câteva resurse. Iată la ce s-a gândit echipa organizatoare. Un afiș pentru anunțarea și promovarea evenimentului în clasă și chiar în școală, o invitație adresată doamnei bibliotecare, câte o carte pentru fiecare elev din clasă, jurnale de lectură, diplome pentru participanți, fluturași pentru comunicarea rezultatelor evenimentului. Odată planul de acțiune pus la punct, evenimentul a prins contur, iar desfășurarea lui a fost fără dificultăți. Evident că pentru anumite puncte din plan s-au organizat alte echipe care au contribuit la îndeplinirea sarcinilor. Așadar, să reținem câteva aspecte pe care le puteți avea în vedere atunci când vă propuneți să organizați un eveniment. Cine va participa la eveniment? Când și unde va avea loc? Cum se va desfășura? Ce resurse sunt necesare? În speranța că sfaturile lui Andrei și ale Mariei vă vor fi de folos, noi vă urăm succes!